Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, așa cum spuneam de ieri, revenim cu emisiuni, cu teme importante la ordinea zilei. Astăzi nu e joi, nu a apărut mesagerul, dar a apărut primarul Andrei Carabela în emisiune, pentru că mâine nu putea veni. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, dați-mi voie să spun și eu bună dimineața tuturor pe Facebook, dând și un share la emisiune. Vă rog, vă rog, până la urmă trăim într-o țară liberă încă. Încă nu știu dacă s-a implementat ceea ce spunea acum de curând într-un interviu un general SRI care spunea că există la nivelul departamentului, care probabil era de bănuit că există, un fel de secție specială care poate determina un om să facă ce doresc ei. Adică un fel de, să-i spunem, control așa, al minții. Nu știu cum funcționează. Adică știu cum funcționează, dar nu vreau să intru în amănunte. Acum regulă, dumneavoastră faceți introducerile mai lungi, pe cont propriu, și aș fi avut tot timpul bun, din lume pentru a face... Aș fi avut cu ce să fac astăzi introduceri mai lungi pe cont propriu, pentru că am subiecte gârlă. A fost dată publicității, a fost dat publicității, sinteza raportului privind controlul la centrele pentru vârstnici. Sinteza și lucră. E plină de învățăminte această sinteză. Eu aș vrea să o comentez, dar de obicei în emisiunile cu dumneavoastră vin întrebări și nu prea am timp. Dar dacă m-ați provocat, tot trebuie să spun ceva. A fost publicată sinteza și oameni buni, aveți un top în comunicatul prefecturii. Un top de top. Topul amenzilor. Pentru că nu e așa, dacă șeful mare de la București zice în haită la control, toată lumea pleacă în control. Măi, și să vezi, tată, 1.000.000 și ceva amenzi într-un amărât de județ. Și ne înfoiem toți, uite așa, deci parcă suntem la culturism combinat cu sumo. Noi am dat 700 de milioane amendă, 700 de mii. Noi am dat 200 și ceva, noi am dat așa. Și ce să vezi? Instituția care se ocupă de aceste centre a dat și ea 25 de mii, 30 de mii de lei amendă. Că vezi, Doamne, noi suntem timizi tare, timiditatea ne mănâncă, că suntem în relații cu aceste centre și nu avem atribuții. Bă, da, atribuții să le dați voie să funcționeze aveți. Asta e una. Vezi acolo cum DSP-ul închide un centru. Cum se cheamă ăștia, nu închid centru. Aștept cu nerăbdare când acest cum se cheamă el, se va duce să închidă spitalul județean de urgență. Dacă nu poate închide un centru de care răspunde în mod direct. Se ducă la spital, că poate dă domnul Ciolacu un ordin de zi pe unitate, se vor face controle și în spitale. Că cine știe ce discutăm acolo? Că și acolo sunt pe anumite secții în țară azile ale morții pentru cei care depășesc o anumită vârstă. Recent, m-ați provocat, nu mai pot acum, recent a murit un om. Într-un spital, nu vreau să spun că la Piatra Neamț, că e de așa, nu. N-a mai murit în spital, a ajuns acasă și a murit acasă. Om și că avea cangrenă. Avea cangrenă. Acum vreo 3 săptămâni, întâmplarea face că e vecin. Acum vreo 3-4 săptămâni, dar nu la Piatra Neamț, nu. 3-4 săptămâni am stat de vorbă cu el și omul stătea în picioare, mergea, nu mi-a zis nimic. Acum a avut cangrenă generalizată, i s-a tăiat un picior. A ajuns acasă, i s-a spus că operația e reușită. Acum vă spun eu, pacientul e mort. Îl înmormântează azi la ora 10. Cum s-a ajuns acolo în ziua de astăzi, în condițiile în care, teoretic, așa ceva ar trebui să fie tratabil într-o fază cât de cât
nu neapărat incipientă, dar să revenim la ale noastre. Vreau doar să închid și eu acest subiect. Într-adevăr, este unul extrem de complex și s-a ajuns aici pentru că mulți ani la rând s-a închis ochii și s-au tolerat probleme sau nici măcar nu s-au tolerat, nici măcar nu s-a știut de ele. Nu a interesat. Nu este adevărat. Nimeni. Toată lumea a știut, domnul primar. Toată lumea știa cum funcționează sistemul. De aceea este o vină colectivă, dar nu scuză autoritatea statului pentru inacțiune, complicitate. Pentru că ei știau. Erau centre și noi am scris și în mesaj, dar s-a scris în toată presa națională. S-au dat exemple. Erau centre care funcționau pe bază de aviz. Adică, tu te duci, depui niște hârtii, celebrii funcționari, zic, da, ia să vedem noi. Tu. Da, asta este, asta este, asta este, asta este. Vedeți ce faceți cu ISU. Da, nu faceți probleme. Vine, vă dă amendă, mai stați un an, mai vă dă o amendă, mai stați un an, vă mai dă DSP-ul. Aveți grijă acolo să aveți un cabinet amenajat și un contract cu un doctor. Deci, se știe, se cunoaște. Aceste centre au contracte cu medici, au contracte cu asistenți. Ia hai să vedem dacă aceste contracte sunt reale, nu vorbesc de originalul contractului, ca prestare de serviciu, ca timp, că s-ar putea să avem surprize. Adică este o complicitate generalizată. Și acum să-mi vină mie cineva... Soluția nu este să dai amenzi 1.500.000 de lei. Soluția nu, este să le dai măsură de remediere a situației, altfel amendă sau închidere imediată. Da, dar să urmărești asta și să ai capacitatea ta de funcționar public, să ai, nu curajul așa, să poți amenda fără să-ți fie teamă că vine ăla de la centru și spune, bă, da, când ai fost la mine data trecută, ai plecat cam îngreunat de aici. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este unde ajungem să ne întreținem, să ținem bătrânii noștri. În mod normal, acasă, sănătoși. În mod normal, acasă, sănătoși. Suntem într-o societate în care populația activă, populația tânără, este plecată la muncă într-un procent covârșitor. Și atunci se întâmplă adesea ca și cei mici să rămână în grija bunicilor. Acolo, să zicem, sunt și de aici putem ajunge la a discuta despre fenomenul abandonului școlar, absenteismului școlar și așa mai departe. Dar există foarte mulți bătrâni care sunt singuri și chiar, din păcate, vedem mai ales acum în ultimele săptămâni numeroase articole sau postări în social media care ne povestesc sau ne relatează situații reale din societate cu bunici, părinți abandonați, uitați de lume, uitați de proprii copii. Cu ei ce facem? Păi asta e problema. Asta e problema. Dar de unde vine asta? Eu știu că înțelepciunea populară spune că peștele de la cap se împute. Și de la coadă se curăță. Nu, de la coadă se curăță și se mănâncă. Deci, dar de împuțit, de la cap se împute prima dată. Și atunci... E una dintre vorbele care mie nu-mi transmite nimic. Pentru că întotdeauna trebuie să găsim un vinovat. Hai să rezolvăm o problemă. Să o luăm. Vă spun eu că orice parte a societății are o responsabilitate în această zonă, mai ales fiind o temă socială extrem de complexă. Până la urmă, eu vreau să închid acest subiect spunând că Centrul Social Pietricica, care este în subordinea primăriei, a ieșit cu foarte bine de la aceste inspecții. Deși era destul de plin centru. Ați primit și pe cei de la Pângărați. Să primim pe cei de la Pângărați, pentru că altfel n-ar fi avut unde să ajungă. Am înțeles că au fost vreo 70 de centre verificate, dintre care 17 au scăpat și fără avertisment. Da. Iar Centrul Social Pietricica, dovadă fiind și soluția de a
fi relocați acolo bătrânii de la Pângărați. Acolo am avut o singură problemă identificată, adică controlul a fost făcut la sânge. Din acest punct de vedere, apreciez rigurozitatea celor care au făcut această inspecție. S-a descoperit o singură problemă, dacă nu mă înșel, la un senzor al unui SEIF, ca să fie să transmită direct firmei de pază. Asta a fost singura butonul de panică, inadvertență. Un fel de să butonul de panică, da. Ca să spunem așa. Și acum să vedem ce ne mai frământă prin oraș sau cu ce se mai... Păi, luăm apă, domnul primar? În fiecare zi. Am înțeles că luăm apă. Uitați, dacă reușește Bogdan să pună o imagine de la mine de pe calculator. Da. Reușești, Bogdan? Am văzut în ultimele... Se pare că nu reușește. Ah, uitați că reușește. Da. Dă-o mare, Bogdan. Așa, o dăm de la început. Din nou. Așa arată pe Bulevardul Traian și tare îmi vine să cred că pe mai toate tronsoanele de-a lungul rețelei de apă, cam așa arată subsolurile noastre. Aici este săpătura realizată pentru montarea noii rețele de apă, pentru sudarea noilor țevi. Și să vedeți în ce condiții lucrează oamenii. Deci, practic, se sapă. Se sapă. Se introduce țeava și acolo unde este gaura se transformă tot într-un lac, deoarece curge rețeaua. Exact. Veche. Acolo se adună apa care se scurge din, nu din pânza freatică, ci din rețeaua funcțională astăzi. Adică apa pe care o plătesc pietrenii și pentru care apa SERV ne solicită acum majorare de preț. Da? Deci aceea este apă plătită de pietreni, din banul fiecărui pietren. Bun. Acum, în ce măsură tot acest lac care apare încurcă? Încurcă foarte mult. Păi imaginați-vă că acolo... Trebuie să sudeze. Trebuie să sudeze. Și oamenii sudează în niște condiții de... Nu vă vine să credeți. Nici mie nu a venit să cred până n-am văzut. Stau ore în șir și cu pompele scot apa din acel canal și în momentul în care ajunge la o cotă acceptabilă... Începe să sudeze. Ridică țeava un pic mai sus. Omul se așează pe un palet ca să nu stea chiar în apă și sudează în acele condiții. Am văzut că aici, în zona spitalului, nu sunt la fel problemele, dar se mișcă foarte greu lucrurile în porțiunea aceea inundată, tocmai pentru că zona BCR-ului, nu? Activitatea aia, da, de la intersecția cu Progresului, de sub liceul de chimie, până acum se apropie de BCR. Și încă persistă aceste probleme, care sunt de mai bine de 3 săptămâni. Ritmul este foarte încet în acea zonă, pentru că ei trebuie să compeze apa, să o scoată. Mi se pare mie sau pe tronsonul Decebal, Traian Decebal, adică pe culoarul 1 de mobilitate, au început să lucreze un pic mai bine? Se lucrează, dar am tot vorbit la dumneavoastră în emisiune că... Tot căutăm soluții, avem tot felul de ședințe pentru a pune presiune pe constructor să crească ritmul lucrărilor. Noi, ceea ce grevează cel mai mult asupra lucrărilor la coridorul principal de mobilitate este tocmai rețeaua de apă. Am auzit că domnul vicepreședinte, fost primar, domnul vicepreședinte CJ a fost ieri într-o emisiune și a zis că e haos în oraș și e dezastru în oraș cu proiectele, așa. Un om care nu a făcut niciun proiect și nu a implementat vreodată un proiect de execuție, de asemenea, frumos, a implementat unul. Ne plătim datoriile. Tot eu îl implementez și pe ăla. Păi nu, dar el l-a anunțat. Dumneavoastră l-ați... Ideea e următoarea. Am înțeles că a făcut o comparație, că cel mai important lucru este să atragi banii. Da, poza cu pixul în mână e foarte importantă când semnezi contractul de finanțare. E un lucru valoros. E primul pas, atragerea bugetului necesar unui proiect. Dar de la pasul 1 până la finalizare și până la rezultat, este clar cale foarte lungă. Pentru că de acolo ai proiect tehnic, ai de obținut niște avize și ai de rezolvat niște probleme. Acele proiecte au fost semnate și ținute în sertare, în ideea de nu erau implementabile. Nu s-a făcut absolut niciun pas.
Imaginați-vă că nu s-a făcut nici măcar o discuție pentru a se afla stadiul real al rețelelor de utilități din subteran. Păi cum ne apucăm să facem asfalt și trotuare și piste pentru bicicliști când uitați ce, cum arată rețeaua de apă? Rămânem fără apă 5 ani de zile? Intrăm în colaps, nu se poate așa ceva. Deci, primul pas în momentul în care vrei să implementezi proiectele, te apuci de treabă și pui operatorii de utilități să-ți vină cu un calendar de investiții în așa fel încât în graficul de execuție al lucrărilor să te poți încadra și să termini lucrările în calendarul de implementare al proiectului. Deci, nu e o mașină, nu e că îți cumperi o mașină și alegi culoarea și îți vine mașina acasă de-a gata, ai foarte mult de lucru după ce s-a semnat contractul de finanțare. Ori, eu tocmai asta am făcut. Am salvat niște proiecte și niște finanțări, nu de dragul responsabilității unei semnături a fostului primar, ci pentru binele acestui oraș. Pentru că dacă noi nu implementam aceste proiecte, puteam să spunem la revedere dezvoltării orașului cu finanțare europeană. Că pe finanțare proprie știm prea bine în ce situație stăm. Am moștenit un oraș falimentar. În 2020 noiembrie, imediat după ce am depus jurământul, de la Direcția Economică mi s-a spus: nu mai avem bani de salarii și de utilități la școli. Acesta era stadiul în care am primit orașul. Nu cunoști ce finanțări. Ca să poți da drumul la proiecte, trebuie să asiguri mai întâi un cash flow, să plătești firmele care lucrează, ca altfel te blochezi. Firma nu mai are timp să-și plătească, nu mai are bani să-și plătească oamenii, nu mai are bani să-și plătească furnizorii și totul curge într-un lanț foarte lung de consecințe negative. Haideți să vedem un pic, adică ultima dată când ne-am văzut în emisiune, tocmai se asfalta pe Leonida. Da. Cât mai este pe Leonida de lucru? Pe Leonida mai sunt următoarele activități de derulat. Realizarea marcajelor și deja s-a început acest lucru. Și aici acum vreau să explic puțin de ce a durat atâta timp de la turnarea stratului de uzură până la realizarea marcajelor. Pentru că asfaltul trebuie lăsat măcar 4 săptămâni pentru a se umple acei pări, pentru că altfel în perioada de iarnă în porii în afară de marcaj. Așa. Ce mai este? Adică ridicarea la cotă a unor capace unde au rămas diferențe de mai mult de un centimetru. Îmi spune cineva aici acum, zice: domnul Bălănescu, întrebați dacă nu cumva este o greșeală înainte de pod, când vii pe cele două benzi care sunt spre Bacău, da? Ai un intrând care îți încalecă banda și nu este pe aceeași linie cu podul. Poate se uită cineva că într-adevăr, mi-aduc aminte că am mers și eu și undeva se iasă în șosea cu insula aceea pentru pietoni. Pare că este în afara drumului cu vreo 10 cm. Adică în interiorul șoselei cu vreo 10 cm. Mi-a dat cineva și o poză. Stația de autobuz, da. Refugiul pentru... Da. Adică nu este drept, nu este în paralel cu linia podului, trotuarul. Am înțeles, nu e perfect aliniat. Da, ci este puțin în interior o porțiune. Probabil că constructorul a respectat proiectul, dar proiectul nu cred că a respectat conformația. Străzii, bănuiesc, nu știu, nu mă pricep. Da. E de analizat, nu am cum să vă păi n-aveți de unde să știți. Da. Eu vă spun ce primesc. Bun. Pe Mihai Hogălnicianu cum stăm? Se lucrează la suprastructura, la supratraversare. Eu eram tot canalizat pe rețeaua de apă. Am împărțit în trei, ca să termin cu ceea ce înseamnă rețeaua de apă, fiind proiecte care sunt strâns legate unul de celălalt. Constructorul la rețeaua de apă s-a apucat pe mai multe tronsoane și inclusiv în zona Hogălnicianu, în zona trecerii peste Cuiești, realizează o supratraversare în ideea continuității rețelei de aducțiune apă.
La pod se lucrează în grafic, rămânem cu termenul începutul lunii septembrie. Podul de la spital de aici. Acum, avem următoarea provocare și apelez la dumneavoastră, la urmăritorii dumneavoastră, să realizăm, poate chiar acum în cadrul acestei emisiuni, o dezbatere publică cu următoarea temă. Pentru mine nu este altă opțiune decât să ducem aceste proiecte la bun sfârșit. Pentru, este clar, lucrările au avut o perioadă de stagnare, acum și constructorul la executantul rețelei de apă s-a mobilizat un pic mai bine și are mai multe fronturi deschise. Imediat ce finalizăm rețeaua de apă pe Traian, mă gândesc să închidem circulația pe Traian în ideea în care să-i predăm ampasamentul integral constructorului și într-o săptămână, maxim două, să ne dea la gata Bulevardul Traian, cel puțin până la strat de să ne dea la gata, adică să frezeze stratul și să asfalteze. Da? Să asfalteze stratul de egalizare și stratul de binder. Și constructorul spune că poate să facă treaba asta? Constructorul spune că poate să facă treaba asta. Dacă doar are liber. Dacă are liber, pentru că... Dar poate să lucreze pe tronsoane? Sub circulație, păi asta ne și gândim. Presupunerea mea este că... Și acum... Facem doar niște ipoteze, tocmai în ideea de a optimiza cât mai bine calendarul de lucrări și să afectăm cât mai puțin perioada de după ce deci, începe școala. Deci, să spuneți așa, ar trebui să înceapă de unde? De la chimie. De la chimie păi până mergem, la pod. Acum așteptăm, de exemplu, să se facă probele pentru faza, pentru segmentul de rețea de apă care s-a executat deja, care s-a pus în operă. Se fac probele de presiune. În momentul în care avem toate testele depășite și sunt aprobate situațiile de lucrări cu care a venit executantul la apă, noi să putem face plata și să putem preda amplasamentul constructorului pe partea carosabilă, ceea ce înseamnă asfalt. Pentru că el să își organizeze activitatea. Acolo o văd lucrarea făcută tot pe segmente, dar sub trafic, în sensul în care predăm jumătate din stradă, execută și apoi se mută traficul pe partea făcută și așa mai departe. Pentru segmentul dintre Lămâiței și strada, intersecția cu strada Progresului de la spital, din partea dinspre spital, aș vedea ca timp de două săptămâni să închidem circulația, vom avea... Până la sensul giratoriu. Sensul? Nu până la sensul giratoriu, ci până la intersecția cu strada Progresului. Până la intersecție doar acolo, da. Da. Cel puțin asta ar fi una dintre variantele. Trebuie să vă gândiți și la un lucru, că vine și perioada concediilor din afară, știți? Vin foarte mulți din trebuie afară. Trebuie să ne gândim la toate lucrurile și să punem... De fapt, aceasta este întrebarea pe care o adresăm prin intermediul dumneavoastră cetățenilor. Ce este mai important? Să terminăm lucrările astea cât mai repede și apoi să ne bucurăm de libertatea de a merge prin oraș fără praf, fără șantiere, fără... Sau o tot... Am înțeles. Păi o să întrebăm, o să întrebăm și o să facem și un material pe tema aceasta. Bun, haideți să vedem mai departe. Deci, până la pod, lucrurile încep să capete un contur. De la pod. Vom face același lucru. Când, deci, se preconizează ceva lucrări pe conducta de apă? Pe Bulevardul Decebal? Da. Sigur că da. Când? Același lucru. Imediat ce termină. Ce termină aici? Mutăm toate echipele pe Decebal. Și vi s-a spus când se termină aici? Când ar termina aici? Eu sper să nu ajungem la sfârșitul lunii august cu o lucrare nefinalizată pe Traian. Ar fi bine după ritmul în care s-a lucrat până acum? După ritmul în care s-a început ar fi bine. Eu zic că menținând ritmul pe care îl avem astăzi, ar trebui ca la jumătatea lunii august să putem trece pe Bulevardul Decebal.
Ar fi, măcar ar fi un lucru bun, pentru că la ritmul care, la care s-a lucrat până acum, oameni de meserie spun, domne, nu prea văd cum ar putea să termine dacă nu se intensifică. Dar acum de luni au început să lucreze pe două zone. Da, chiar trei, v-am spus, și da. Supra-traversarea. Da, supra-traversarea de acolo. Bun. Am văzut că s-au dat în folosință punțile peste da, Cuiești. Trei dintre cele cinci punți cu probleme de pe raza orașului. Și ele au fost preluate? S-a făcut preluarea lucrării? Sau încă nu s-a recepționat, din câte știu, dar verific. Dar ele sunt funcționale acum, se sunt poate trece. Sigur că da. Are o imagine, Bogdan ne-a pus acolo, cred că este una dintre punți, nu? Așa este, da. Sau toate trei sunt. Acolo sunt cele trei punți. Da. Cea de la Staro este cea de jos, avem, este cea de la Spital, care este în mijlocul imaginii, și cea de la Erou Bucur. Bun, s-a discutat foarte mult despre punți, a fost chiar și o campanie publică la un moment dat de înfierare. Da, prin martie anul trecut. Trebuia să închidem toate punțile din oraș. Așa. Bun. Acum avem cele trei punți făcute. Mai avem cea de la 8 martie, care ea e funcțională acum cât de cât pentru trafic. Și am înțeles că va urma și ea să intre. Urmează să fie demolată. După ce se termină totul. Ideea următoarea. Am făcut tot posibilul să permitem cât mai multe. Noi ne dăm și noi seama ce înseamnă să ai atâtea lucrări, pe atâtea punți, pe atâtea poduri. Complexitatea este în primul rând pentru cine face, dar și pentru cei care trebuie să, care sunt, ar trebui să fie beneficiarii acestor lucrări. Pentru că lumea trebuie să circule, trebuie să se miște, iar aici este zona pieței, o zonă în care oamenii preponderent vin pe jos, vin pietonal. Și atunci este foarte solicitată această punte de la 8 martie. Era cumva extrem de neplăcut să fie demolat și puntea de la 8 martie, simultan cu perioada în care nu e funcțional podul de la Spital. Bun, acum nu știu dacă nu era și o soluție de trecere pe timpul construcției, făcut ceva? Pe... Orice soluție de trecere provizorie costă mult, costă suplimentar. Am înțeles. Uitați-vă, de exemplu, că tot se vorbește foarte mult despre podul de la Luțca. Un pod provizoriu de pontoane costă comparabil... Nu e același lucru cu o punte aici, da? Mă rog. Tot înseamnă realizarea unor construcții, unor sisteme pe care cineva trebuie să-și spună o ștampilă și să-și dea acordul și înseamnă niște bani cheltuiți. Astăzi trebuie să fim atât de eficienți cu cheltuirea banilor, avem atâtea lucrări, pe toate lucrările apar situații neprevăzute, pe toate lucrările apar costuri neprevăzute și imaginați-vă că e același oraș. Același oraș care acum 3 ani era în pragul falimentului pentru că nu avea cum să-și plătească utilitățile la școli, ca să nu mai vorbim de salariile funcționarilor și ratele la bănci. Astăzi trebuie să plătească aceleași rate la bănci, trebuie să plătească și 40% cofinanțare în proiectele europene, pentru că nu s-a demarat la timp cu toate lucrările, cu toate activitățile, trebuie să rezolve și problemele din subteran cu rețelele de utilități abandonate decenii la rând, uitate în nepăsare și în indiferență, același oraș care a avut aceleași probleme în ultimii 30 de ani. Astăzi, cu toate pandemiile, cu toate situațiile de conflict din macroregiune, cu toate provocările globale pe care le avem și noi, ca orice alt oraș, ca orice altă comunitate din lume, respirăm și facem niște lucrări care nu s-au mai văzut de jumătate de secol. Trebuie să înțelegem că eforturile sunt foarte mari, le ducem pe toate, dar trebuie să fim foarte, foarte prudenți în a ne aventura pe cheltuieli care sunt peste potențialul sau puterea noastră momentană. Bun, am văzut că după multă zaveră, multă agitație, problema creșei
mă rog, locurilor în creșe, a intrat într-o altă fază. Adică în faza aceea în care există cereri pentru creșa din, mă rog, viitoarea creșă din Speranța. Speranța. Adică Speranța, ca era bau-bau, nu mergem acolo pentru că acum pare să devină un loc accesibil sau, mă rog, frecventabil pentru copii. Ce s-a întâmplat? Eu consider că încă nu s-a întâmplat suficient. Eu cred că Speranța, cartierul Speranța, e în zona tânără a orașului, e o zonă care va fi în plină dezvoltare, mai ales după ce acolo va fi principala intrare în oraș. Pentru că pe acolo, în dreptul cartierului Speranța, va fi intrarea, acolo se va încheia drumul expres și acolo va fi descărcarea și pregătim continuitatea drumului expres cu variantă ocolitoare și așa mai departe. Pe unde? Stabilim vă transmitem toate datele imediat ce le vom avea, pentru că acolo a fost o inițiativă pe care am urmărit-o îndeaproape. Din păcate, lumea politică nu e una extrem de colaborativă și participativă. Nu ni s-a permis accesul măcar spre informare la acest proiect. Mai stați un pic. Deci vine un proiect, drumul expres Bacău-Piatra Neamț, da. Între Consiliul Județean Neamț și CNAIR pentru realizarea drumului expres, pe de o parte. Și finalitatea în Piatra Neamț, da? Da, da, da. Și variantele ocolitoare. Bun. Și în acest parteneriat nu s-a binevoit să fie acceptat și municipiul Piatra Neamț. Am fost la CNAIR la ultima mea vizită la București și am întrebat, este normală situația asta? Pun o întrebare. Știu de existența acestui parteneriat, un parteneriat în care eu consider că noi ar trebui să fim acolo. Și ce vi s-a răspuns? Că argumentele sunt normal, ar trebui să fiți. Noi am crezut că nu sunteți interesați, că nu vă preocupă problema. Suntem foarte interesați și am vrea să fim în acest parteneriat. Pe această cale îmi exprim nu doar dorința de a intra în acest parteneriat, ci dorința de ca acest proiect să se și materializeze. Pentru că acest parteneriat este de un an de zile și noi astăzi nu avem niciun rezultat, nici măcar un studiu făcut pentru definirea traseului variantelor ocolitoare, pentru că ar trebui să fie două. Una pentru a duce către Bicaz și una alta spre Târgu Neamț, care se ducă spre Târgu Neamț. Bun, interesantă chestia asta cu parteneriatele. Deci, din partea adică Neamț. Vin Piatra Neamț, dar nu spune nimeni pe ce trasee se va merge și cum va merge. Asta a fost o surpriză și pentru cei de la CNAIR, să afle că noi, de fapt, nu suntem nici măcar consultați pe aceste subiecte. Revenim la Speranța. Deci acolo... Că de acolo da. Pornisem. Revenim Speranța, la Speranța va fi un cartier în plină dezvoltare. Bun, pe mine ar mă interesează acum... să acceptăm și să vedem această oportunitate și faptul că acolo avem cele mai noi clădiri educaționale din Piatra Neamț. Sunt proiecte finalizate și recepționate de mai puțin de un an. Grădinița din Speranța și școala din Speranța, locuri pe care eu le-am văzut mai mult decât potrivite pentru a reloca copiii din școlile unde se lucrează, de unde se fac intervenții pentru remedierea unor situații, iarăși, sistemul de clădiri publice pentru educație din Piatra Neamț este unul extrem de învechit. Școlile nu mai corespund standardelor, corpurile acestea de clădire nu mai corespund standardelor de siguranță de astăzi. Și atunci e nevoie de investiții consistente pentru a schimba sistemele de siguranță împotriva incendiilor, pentru a schimba sistemele sanitare, electrice și așa mai departe. În Speranța avem aceste lucruri gata făcute. Să le acceptăm și să le folosim, să le punem în valoare. Până reușim să avem beneficiarii educației în Speranța și în acest cartier, adică să beneficieze chiar riveranii, haideți să folosim aceste resurse pentru a atenua deci, din alte probleme. Și deci probleme. Acum,
În funcție de numărul de cereri se va amenaja spațiul pentru creșă. Sigur, acolo pentru trebuie că altfel niște, nu putem să facem trebuie, investiții. Trebuie niște amenajări totuși speciale pentru creșă. Bun, se spunea că adică s-ar putea... mobilier. Mobilier și pregătirea concursurilor pentru personal. Exact. Există vreo șansă ca începutul anului școlar să se întâmple cu personal angajat? Există. De asta este și un termen foarte strâns. Practic, mâine, până mâine, se depun la cererile. Prânz, ar trebui să depună toate cererile. Dacă avem minim 15 cereri pentru o grupă, se face o grupă. Dacă avem 60 de cereri, facem 3 grupe și așa mai departe. Deci o grupă e minim 15 copii. Da. Pentru a putea să demarăm acest proiect, eu îl susțin având... Bun, asta înseamnă și niște investiții în mobilier. Sigur, și ce mai ne asumăm. Pază, gardul de făcut și ce mai e pe acolo. Mi se pare că este ceva ce nu ne-am asumat. Imaginați-vă că în ultimele 3 decenii, ca să luăm doar acest exemplu, nu s-au mai construit pentru educația din Piatra Neamț decât aceste două clădiri. Școala din Speranța și grădinița din Speranța. Nimic nou, nimic altceva. Anul acesta, sau de mai puțin de un an, am demarat foarte recent, dar cererile de finanțare sunt depuse anul trecut, și se lucrează la două creșe. Au început deja lucrările. Una în spate la sala polivalentă, una în cartierul Vărent, pentru că acestea erau singurele terenuri care se pretau pentru proiectele tip lansate de Ministerul Dezvoltării. Și în cadrul unei discuții pe care am avut-o cu fostul ministru al Dezvoltării, am pus încă de atunci pe hartă cele două creșe la Piatra Neamț. A fost o provocare să identificăm terenurile care se pretau pentru aceste investiții. Mai facem o creșă din buget local și acolo se lucrează. Este vorba despre o fostă centrală termică pe Progresului. Deci trei creșe care se construiesc astăzi de la zero, tocmai pentru a rezolva această problemă. Este adevărat că s-a schimbat legislația extrem de mult și ne-a dat că acum am fi avut mai multe locuri în creșă din Piatra Neamț dacă nu s-ar fi schimbat legislația. Dar creșă nu mai poate funcționa pe mai multe niveluri, doar la parter. Adică acolo pot fi spațiile unde sunt ținuți copiii pentru evacuarea în situații de urgență. Am înțeles. Bun, acum ați amintit de școli. Eu am emoții și vreau să fiu sigur că școlile la care a început să lucreze, 5-8, și creșa care este în lucru. Apropo, cu creșa asta nu trebuia să fie gata? Așa ar fi trebuit să fie gata mai multe. De acum, proiecte. Întreb și eu. La care dintre creșe ne referim? Parcă cea la care se lucrează. Mărățeiu, cred că e gata, nu? Este gata, Precista. Mărățeiu. Creșa, mă rog, de aici, din zona Precista. Suntem aproape de final și la creșa Precista. Nu mai știu exact acolo care este stadiul, pentru că acolo nu este niciun risc să ieșim din graficul de finanțare. Și focusul mine, meu se uită cu precădere. Eu știu, acolo unde eu știu că dumneavoastră vă uitați la graficul de finanțare. Da. Eu sunt obligat să mă uit la graficul constructorului vis-a-vis de contract. Că el, dacă avea, să spunem, termen august anul acesta, nu erau probleme cu locurile. Dacă el avea deadline septembrie să predea lucrarea. Asta e foarte important să știm în timp. Dom'le, dacă avem constructorul și el are termen, cum e la școala 5, da? Sfârșitul anului. Termină la școala 5? Dacă nu termină, ce se întâmplă? Deci, ceea ce știu, din cadrul unei discuții de săptămâna trecută, am cerut imperios constructorului să suplimenteze personalul. La creșă. Așa, și alaltă ieri am primit confirmarea că au venit cu mai mulți oameni la lucru. Exact stadiul nu vi-l pot spune, dar ne interesăm. Dacă sunăm. Nu fac eu vreo confuzie, ar trebui ca în octombrie să fie gata. În octombrie cu prelungire, dacă nu mă înșel. Cu prelungirea deja dată, da. Da, e bine totuși să... Însă ce vă pot spune este despre școlile unde ne-am asumat cele mai mari riscuri. Și aici ne referim la școlile 5 și 8, lucrările decurg bine.
La școala 8 au fost descoperite niște probleme, infiltrații, mucegai, a trebuit să se scoată mai mult șape noi, da. Așa, să se prezinte proiectantului, proiectantul să vină să constate, să se aplice niște note suplimentare de comandă, pentru că înseamnă lucrări suplimentare care trebuie asumate de cineva și, bineînțeles, plătite. Tocmai de aceea au apărut o serie de întârzieri. Ieri am avut discuții cu constructorul și mi-a spus că nu îi va fi afectat termenul de finalizare, care rămâne conform înțelegerii verbale pe care am avut-o până la 31 decembrie 2023. Și la școala 5 nu sunt probleme? La școala 5 nici nu s-au întâmpinat astfel de probleme și sunt mai avansați chiar decât... Deci există posibilitatea ca, să spunem, nu mai sunt trimestre, după sărbătorile de iarnă, școlile să poată fi preluate. Important este să avem și dotările. Asta este și discuția pe care avem cu constructor, să-și pregătească din timp activitățile de dotări și noi să facem, pentru a putea face recepția finală cât mai repede. Repede, da. Da, pentru că e important să nu mai stați încă o iarnă întreagă. Aici mai depindem și de voia sorții, pentru că vă dau un exemplu. Avem un an de zile de când facem pentru creșa din Mărăței licitațiile pentru veselă, echipamente, locul de joacă, spațiile de joacă interioare și exterioare. Acum am impresia acum, dar nu știu cât e, că avem un ofertant sau doi. Nu știu dacă s-a dat raportul procedurii. Deci foarte greu. Bun, dar dacă sunt bani, de ce e greu? Că nu pricep, nu mai sunt oameni care să lucreze. Nici eu nu îmi explic. Am doar așa pe niște echipamente. Știu că la un moment dat a fost o problemă, am avut un ofertant, cred că dotări ceva pentru bucătărie, pentru că mi-aduc aminte că era o... nu mai știu... un echipament care avea la caracteristici tehnice, stătea mult mai bine decât în caietul de sarcini, avea o singură componentă care era inferioară, capacitatea unui rezervor. Nu știu, în loc de 5 litri era 2 litri și jumătate sau 3 litri, ceva minore. De genul ăsta. Și am avut corecții. Am avut corecții, deși toate caracteristicile erau mult mai... E o chestiune minore. E o chestiune minoră și a fost a 5-a licitație organizată pentru acea categorie de dotări. Și cu toate acestea, deși am avut totul mult mai bun decât în caietul de sarcini, am avut 10% sau 25% corecții pentru că nu a corespuns acel rezervor. Asta înseamnă, acestea sunt bătăi de cap reale pe care le ai în proiecte, nu doar, eu nici n-am, de câte ori m-ați văzut pe mine, anunțând public că s-a mai semnat un contract de finanțare. Poate oamenii trăiesc cu impresia că nu am scris proiecte, că nu am depus cerere de finanțare. Astăzi pot să spun răspicat că suntem în top național cu privire la numărul cererilor de finanțare depuse și aprobate. Important nu este să atragi finanțarea, important este să atragi banii. Haideți să spunem așa, important este să atragi finanțarea, că dacă nu atragi nu ai banii, dar, finanțarea, dar să faci tot ce trebuie ca să ai bani în cont. Nu vă rănesc cu. Ați văzut proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanțare, dar care nu s-au implementat? Poimul, vă spune ceva? Care este valoarea poimului? Dacă, la ce te bucuri că ai atras 200 de milioane de euro în județ, că ai semnat un contract de finanțare de 200 de milioane de euro? Și tu nu poți să-l implementezi. Dacă nu atragi un cent de acolo, care mai e valoarea acelui proiect? Este, e fotografică. A, vedeți? De asta vă zic. Pe mine nu mă interesează poza de început, ci poza de final. Eu aceea vreau să o transmit. Păi, nu, că mă uitam și eu și rămăsesem nedumerit când a apărut știrea asta cu Angel Salini și cu apa.
practic primăria începuse lucrările. Noi suntem, eram deja la 15%. Și finanțarea efectivă, practic, acum s-a semnat. Adică este... Sistemul e prost. Sistemul este prost. Da, mă rog, asta e. Dar îl putem îmbunătăți. Dacă bun, asta înseamnă... fiecare treabă. Și dacă avem și niște reprezentanți în Parlament care să bată pentru în nou, nu avem, să stea doar... Avem, se bat prea tare, doar cu pumnul în piept și nimic mai mult. Important este ca acolo Parlamentul să legifereze și să facă mai puțin scandal. Din păcate, vedem în ultima perioadă un Parlament în care devine scena unui circ ieftin. Pentru că, da, intru în niște discuții politice și nu... Poate facem o discuție și politică odată. Pentru da. Că sunteți totuși președintele bun. Organizației Piatra Neamț a Partidului Național Liberal. Și poate facem și o discuție politică, pentru că parcă se simte nevoia câteodată să mai discutăm și lucrurile astea. Din păcate, nici nu putem face administrație deci, fără politică. Așa este societatea. Două lucruri scurt vă mai întreb. Ce am văzut un comunicat, dar n-am apucat să-l citesc cu foarte mare atenție. Puntea de la... Deci, podul... Cum să-i spunem? Podul Hobanat, mini podul Hobanat de la Ștrand. Ce se întâmplă acolo? Acum se lucrează la montanți, pentru că montanții vor fi înlocuiți și... Montanții sunt? Acele structuri care leagă, se leagă de toroane, adică pe care se fixează punte. Da, așa. Deci, practic, se lucrează în momentul ăsta. Se lucrează la montanți. Chiar aș vrea să mai lansăm o dezbatere publică astăzi, care să fie culoarea pentru noua punte. Și aici, pentru că eu vă n-aș spun, vrea o să ne trezim o să supere unii. Roz sau nu, roz eu bombon. Sau, punem verde sau albastru, ca să nu supărăm pe nimeni. Eu mă gândesc că, având în vedere că următoarea etapă, după ce vom finaliza punctea, este să avem și un iluminat arhitectural acolo, aș vrea să fie o culoare care să o pună în valoare și să fie un contrast frumos cu verdele dat de pădure, de exemplu. Și variantele pe care le-aș lansa eu, dar să vedem ce spun pietrenii, ar fi crem, verde sau albastru. Păi vedeți ce am spus, verde sau albastru, am spus eu, acum mă pregădeam, zic alb. Albastru, sincer, l-am adăugat pentru că a spus dumneavoastră, nu puteam să... Ați văzut, deci mă simt măgulit. Dar nu, albastru, că avem și o apă de desubt, mă rog, nu știu. Sigur. Dar, așa, deci se lucrează, o trăi și o vedea dacă maramureșenii ăștia își fac treaba. Și Nicu Albu? Grădina publică Nicu Albu. Am o veste foarte bună, dar înainte de a mă grăbi să o spun public, vreau să mă asigur că iese pe hârtie. Pentru că am mai avut situații în care ne-am bucurat de un rezultat, dar mai ales în ceea ce privește achizițiile publice, chiar grădina publică Nicu Albu a fost o aventură. Bun. Nu vreau să intru în discuție. Și nu e singurul proiect cu care ne-am confruntat cu serioase probleme și provocări, motiv pentru care, mai ales după experiențele avute, astăzi este miercuri. Luni dăm un comunicat pe tema Nicu Albu. Așteptăm să vedem despre ce este vorba. Bine, dacă mai e ceva acum de anunțat important pentru oameni, dacă nu am reținut cele două provocări, dezbaterile publice cu, da. Eu le spun provocări. Închiderea, ce preferăm? Să se lucreze, să se lucreze și repede cu trafic și să ne luăm de o grijă mai repede sau suportăm lucrurile așa pe o perioadă mai îndelungată de timp. Ok, și cealaltă cu culoarea la... Cu culoarea punții, da. Punții. Bun, asta, mă rog. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Noi la și jumătate trebuie să ajungem undeva și noi am terminat un pic mai devreme, ca de obicei. Și aștept cu nerăbdare să văd ce se întâmplă cu lucrarea la apă, pentru că acum asta este, lucrarea asta e cuiul pe pelea în momentul ăsta pe ce se întâmplă în oraș. Cele bune, o zi frumoasă, oameni buni, ne vedem mâine dimineață, o să anunțăm invitatul pentru mâine și așa o să facem de acum încolo, când avem invitat, când nu anunțăm tema
emisiunii. Mulțumesc tuturor celor care mi-au dat mesaje după emisiunea de ieri sau alaltă, nu mai știu când, am făcut singur emisiune și am transmis niște chestii. Cele bune, numai bine, încă o dată, o zi frumoasă. Numai bine tuturor.